Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, ne revedem în această seară la Mix TV cu City Managerul Primăriei Brașov, domnul Micloș Ganz. Bună seara, domnule Ganz. Salut, bună seara. Bun revenit. Bun revenit, așa pe o vreme care vă oprește de la lucru, poate de aia ne-am și permis să vă aducem aici în studio. Știu că pe timpul verii sunt programate foarte multe lucrări, că fiecare zi contează, că fiecare zi în care plouă ca astăzi vă încurcă oarecum. Așa este. Vremea, aliatul sau dușmanul constructorilor de drumuri în special. Da, ne încurcă, într-adevăr, ne decalează graficul pe care ni l-am propus. Așa cum știm, în Brașov vara oricum nu este foarte lungă și avem foarte multe, foarte multe lucruri de făcut. Nici primăvara nu a fost cea mai bună. Dar cu toate acestea, așa cum putem constata, în Brașov au fost deja o parte din lucrări efectuate și aici fac referire la Bulevardul Cogălnicianu, dar sunt și lucrări care, din păcate, uitați că a trebuit să le oprim. Parte din aceste lucrări, evident, ele se desfășoară pe domeniul public și în special în carosabil sau pe trotuar, este efectuat și construit de către deținătorii de rețele, respectiv partenerii noștri la tot ceea ce avem de făcut. Parteneri buni? Parteneri serioși? Sau când și când? Să sau după situație? Pe de o parte îi cert, pe de o parte îi laud, dar cu toate acestea uitați că am reușit să facem foarte, foarte multe lucruri bune în Brașov. Dar de data asta a trebuit să-i opresc, pentru că uitați, vremea nu ne permite să continuăm și mai avem alte lucrări care ar fi trebuit să le demarez în zilele următoare și totuși nu o voi face, pentru că o lucrare începută nu o poți opri după jumătate de oră și o începi iară. Deci cu ochii pe prognoză în sigur permanență. Sigur că da. Tot timpul vremea este așa cum am spus, dușmanul nostru. Dușman de obicei, da. Nu? Pentru că încurcă aceste lucrări. Ce se efectuează concret în această perioadă în Brașov? N-am mai făcut eu referire, o să vă repet. Acum o să intrăm pe Strada Toamnei. Strada Toamnei. Odată cu finalizarea lucrării de pe Cogălnicianu o să începem pe Strada Toamnei, după care o să începem pe 15 noiembrie. Și sub această formă închidem un ring principal de circulație care face legătura, să spunem, între primărie și până la trei alimentari. Toată zona asta este, va fi refăcută, va fi reconfigurată și funcțională. Atât din punct de vedere al arterei, al traficului, dar și aceste rețele care nu se înlocuiesc degeaba. Și am spus gaz, apă, lumină, elemente definitorii pentru traiul nostru de zi cu zi. Intrați într-o altă eră, într-o epocă mai modernă. Reconfigurarea se va și vedea la suprafață sau e vorba doar de ce ascundeți? Nu, pe de o parte este, probabil că nu neapărat mă afectează pe mine sau pe dumneavoastră, dar acolo avem zone care în momentul de față nu-și pot desfășura activitatea din lipsă de apă, lipsă de canal, lipsă de electricitate. Deci locuitorii din zona au probleme serioase. Dar nu neapărat că nu au energie electrică, ei au, dar au în condițiile care au fost în anii 70. Deci, cum spuneam, trebuie să ne aliniem și de asta spun, în forma asta am încheiat, vom încheia o zonă foarte importantă, principală, foarte traficată și ca atare lucrările oricum sunt... Vor crea disconfort, vom... De fiecare dată încerc să folosesc ocazia și să-mi cer scuze față de cei care sunt, să zicem, împiedicați să se deplaseze în ritmul obișnuit, dar o facem pentru noi și eu zic că este un lucru lăudabil. Am înțeles, refacerea marcajelor, refacerea străzilor mici din cartiere, da, intră de asemenea în atenția dumneavoastră. Sunt lucrări pe care le-am început încă de la mijlocul anului trecut și au rămas la o anumită etapă și aici mă refer la trotuarele din cartiere care... Avem câteva zone unde trotuarele au rămas, să spunem, într-o stare precară. În suferință. Da, dau exemplu strada Crinului, unde locuitorii de acolo știu că cu greu pot folosi acel trotuar. El a fost dimensionat la vremea respectivă.
Astăzi vom proceda la începerea lucrării de construire și respectiv reînnoire atât a rețelelor cât și a trotuarului în sine. Și cu această lucrare, zona Crinului, respectiv legătura din Hărmanului și până în Saturn, va fi una foarte bună, funcțională, cu zone de parcare, trotuar, iluminat, marcaj. O zonă modernă. Da. Când vorbim de trotuare, domnule Ganț, deseori e o problemă destul de dureroasă, așa, pentru Brașov, numai pentru Brașov, din cauza mașinilor parcate aiurea, din cauza faptului că sunt foarte înguste aceste trotuare, sunt situații, nu spun că nu poți trece cu un cărucior, cu un copil de mână, faci slalom uneori, aveți în vedere lărgirea acestor trotuare? Sigur că da, este un lucru adevărat, așa este. De câte ori avem ocazia să intrăm pe o arteră și să o modernizăm, ne îngrijim și de acest aspect, ca trotuarul să fie suficient de larg, să fie funcțional. În acest sens, dacă probabil că ați urmărit și ați constatat că au fost străzi din municipiul Brașov care au fost transformate în sens unic, tocmai în acest sens. Pentru ca asigura... pe de o parte a se putea parca și a asigura acest acces pietonal. Dar avem și excepții. Exemplu, Dobrogeanu-Gherea, unde drumul, artera în sine, nu permite mai mult de atât. Și acolo trebuie să avem o atenție. Cam care ar fi soluția acolo, totuși? Rămâne să... Care cum se descurcă? Sau nu, vis-a-vis de pietoni vorbesc aici. Pietonii au o zonă care este rezervată acestora. Dar, într-adevăr, acolo drumurile nu sunt așa atât de tolerante ca în oraș. N-avem o 3 metri jumate pe bandă, sunt undeva la 2 metri 70 pe bandă. Deci trebuie acordată atenție atât de conducătorii auto, cât și de cei care circulă. Deci rămâne să fim noi foarte conciliați. Același lucru putem întâlni și în zona Schiului, unde avem drumuri construite în urmă cu 400 de ani. Nu avem ce să facem mai mult de atât, dar ceea ce putem face într-adevăr este să, pe de o parte, să fie funcționale, să fie sigure, să fie luminate, să fie curățate, aspecte pe care le putem face. Noi ținem să păstreze și acel aer romantic, acel aer de altă dată. Ne uitam înainte de începerea emisiunii la pozele din Brașovul, cu Brașovul vechi. Așa, și spuneați că sunt la inima dumneavoastră. Da. E o comoară până la urmă să ai această zonă din oraș care să reziste secolelor. Nu este însă foarte ușor să păstrezi casele în picioare și chiar astăzi am avut un incident în plin centru. Ne pune pe tapet o problemă mai veche. Ce facem cu aceste case frumoase, monument istoric, multe dintre ele, în care locuiesc mulți oameni destul de în vârstă, fără posibilități materiale? Cine, cum renovează fațadele? Să revedem materialul de la știri, după care ne întoarcem și povestim. Un zid de aproximativ 15 metri al unui imobil din Piața Sfatului s-a prăbușit joi dimineață. A blocat accesul spre mai multe locuințe, dar și către o ceainărie aflată în incintă. La fața locului au ajuns imediat echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență ale Poliției Locale, dar și o echipă de intervenție a distribuitorului de gaz, deoarece se credea inițial că a fost afectată și o conductă de alimentare. S-a prăbușit un corp de clădire nelocuit. În urma prăbușirii zidului, o conductă de gaz a fost ruptă. S-a întrerupt imediat alimentarea cu gaz. De asemenea, au mai fost afectat peretele unei locuințe învecinate și fereastra acestei locuințe. Accesul în zona în care zidul s-a prăbușit a fost interzis. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Condițiile meteo și faptul că imobilul nu a fost reabilitat de-a lungul timpului au dus la producerea acestui incident, spune și un fost locatar. Am locuit, da. Și știați despre condițiile casei? Da, normal, știam. Casa era dărâmată, era, cum să vă spun, casa e așa și aici avea o crăpătură. Și au mai fost probleme în trecut? Nu. Deci este prima oară când... E prima oară când se întâmplă mie. Eu mulțumesc bunui Dumnezeu că am scăpat. Autoritățile spun că pericolul nu a trecut și că oricând un incident asemănător se poate produce, sunt necesare lucrări urgente de consolidare pe care le poate face doar proprietarul. Primăria însă nu are ce face din punct de vedere legal. Sunt învecinat numai cu proprietăți private, astfel încât municipalitatea în această situație nu poate avea niciun instrument de coerciție prin care să-l oblige pe proprietar să își reabiliteze clădirea.
Da, v-am văzut acolo, dovada că veniți de pe teren, un cadru scurt era și cu dumneavoastră. Trebuie să mergeți la asemenea situații. Este una dintre responsabilitățile mele să mă asigur că nu există victime pe de o parte și dacă sunt persoane care nu mai pot locui acolo, să mă asigur că acestea vor fi transportate și respectiv cazate într-una dintre spațiile pe care le are Primăria Municipiului Brașov. Am înțeles. O situație la care ți-e greu să spui prea multe, pentru că se prăbușește pur și simplu o clădire veche. Spuneam, sunt zone foarte vechi, sunt clădiri în care nu s-a mai investit de foarte mulți ani. Aceasta e chiar nelocuită. Definim vechi în cazul ăsta o clădire în care nu s-a făcut nimic în ultimii 100 de ani. Da. Mai mult decât atât, spațiul era nelocuit, neventilat. De la sine se înțelege că o casă după atâta vreme se distruge. Acum, partea asta cu proprietatea și cu simțul de proprietate are o singură direcție. Văd că în responsabilitatea ne asumăm mai greu. Suntem obligați că atunci când avem o clădire care este un pericol atât pentru noi, cât și pentru cei care locuiesc în imediat apropiere, să ne asumăm un pic câteva lucruri și să facem un efort să-l întreținem. În acest sens, să evităm situații similare unde toți ne uităm și suntem neputincioși. Primăria Municipiului Brașov nu are o măsură prin care poate să repare, să întrețină o proprietate privată. Ceea ce poate primăria să facă, lucru pe care l-a și făcut de mai multe ori din câte știu eu, este să aducă la cunoștință proprietarului, chiar dacă el nu locuiește acolo și locuiește în altă parte, că imobilul are un risc mare de prăbușire. Dar instrumente de a trage la răspundere, totuși, cine le-ar avea într-o asemenea situație? Că e un pericol. Acum a fost, până la urmă, o situație fericită, că nu au fost victime. Se putea întâmpla însă să fie și victime și oricum e o rană pe fața orașului, nu pe obrazul orașului, e zona centrală. Este acum, eu nu absurd. Vă spun faptul că într-adevăr am fost acolo, am urcat, am văzut despre ce este vorba. Acolo nu a fost o problemă care a apărut în ultimele două săptămâni. Acolo erau vicii grave de foarte mult timp, chiar de zeci de ani. Se vedea că imobilul nu este într-o stare bună. Măsuri de coerciție. Astăzi putem vorbi și despre acestea, dar uitați că mai mult suntem viciați noi, ca și brașoveni, noi ca o clădire istorică s-a prăbușit, din păcate, și pe partea cealaltă este viciat și proprietarul acela, cât și vecinii lui care au fost afectați. Acum, legea este foarte clară și știm ce avem de făcut fiecare dintre noi. Dar momentul este destul de trist și eu aș vrea să cred că comunicarea care am făcut-o către acest proprietar, dar și către ceilalți proprietari din zona istorică a Brașovului, măcar acolo unde au un exemplu clar să încerce să facă ceva cu imobilele lor, în așa fel încât să le mai avem mulți ani de acolo. Deci, practic, i-ați notificat pe cei care sunt în situația asemănătoare că trebuie să facă ceva pe cheltuială proprie, însă aici este și o dispută electorală, cumva politică, fiindcă ne apropiem, iată, mai e un an până la următoarele alegeri. Știți cum e, depinde de ce parte ești, dacă ești la putere, dacă ești în opoziție. Trebuie să facem ceva, e clar, toată lumea e de acord că nu putem lăsa orașul și mai ales partea asta istorică foarte frumoasă în paragină. Partea cealaltă vine componenta socială. Bun, oamenii nu au poate bani și aici nu mai vorbim doar de fațadă, eu am amintit de fațadă, aici era vorba de structura de rezistență, deci de lucrări mult mai concrete. Da. Cum vedeți rezolvarea acestei situații? Cum au făcut alte orașe care au reușit să depășească bariera? Din păcate, în România nu s-a găsit o soluție decât pentru clădirile care sunt proprietatea primăriei să intervină financiar și să reabiliteze și nici acolo nu este o procedură foarte limpede, foarte simplă, dar cu toate acestea putem face acest lucru. Dar în Brașov și în special în zona istorică a Brașovului avem o situație juridică incertă și neclară care împiedică orice inclusiv pe proprietar, pentru că nici proprietarul nu are o certitudine, el nu este un proprietar tabular. Și aici fac trimitere la legea 112, care ea a fost aplicată, dar probabil că nu integral.
Și mai mult decât atât, au fost revendicări, sunt procese pe rol, notări care durează pe... foarte mulți ani. Și atâta timp cât nu ai măcar acest aspect clar, cine este proprietarul, este foarte greu să angajezi o proiecție clară pentru reabilitare. Primarul municipiului Brașov este foarte aplecat peste această problemă și încearcă să găsească soluții, măcar pentru cele care sunt clădirile reprezentative și zonele că cele vedem mai... clădiri frumoase, vom pierde din această comoară pe care am păstrat-o 100 de ani. Dar nu trebuie să uităm aspectul legal, pentru că este foarte ușor să faci un gest filantropic și după aceea să răspunzi penal. Și vedem în zilele acestea multe situații. Nu este foarte bine și nu este trainic. Evit să încurajez în acest sens că liniștiți că va veni primăria să facă, pentru că acest lucru, din păcate, nu este adevărat. Dar invit și pe această cale proprietarii sau locuitorii din aceste clădiri, măcar acolo unde se poate să intervină. Pentru că aici, într-adevăr, este o situație mult mai gravă. Clădirea era foarte afectată, dar am văzut și eu, probabil că și dumneavoastră, sunt fațade care sunt deteriorate, cu elemente dislocate care ar putea fi... Unde socotiți că ar fi mult mai ușor de intervenit, dacă ești pur și simplu gospodar, nu? Da. Deci, așa cum fiecare își... Da, discuția, spuneam că se va amplifica pe măsură ce se va apropia campania electorală și iarăși se va pune pe tapet situația centrului vechi, programele europene să vor fi invocate. Să știți că aspectul electoral nu rezolvă o situație legală. Politicienii se ascund în spatele acestor discursuri uneori, dar dumneavoastră sunteți tehnicianul, deci de aceea v-am și poftit pe dumneavoastră să ne spuneți care sunt până la urmă soluțiile. Programele europene sunt o variantă în acest sau tot fiind vorba de zonă privată? Nu este vorba de zonă privată. În momentul de față, cel mai mare viciu pe care îl întâlnim este incertitudinea situației juridice. Deci... sunt clădiri mari, noi vedem numai o parte din ele, vedem numai fațadele, ele sunt prelungite în adâncime. Am văzut curțile acelea interioare specifice Brașburgului vechi. Sigur că da. Ceea ce este foarte frumos, dar acolo sunt mulți locuitori, 2, 3, 8, 12 familii. Unii sunt proprietari, unii sunt chiriași, unii s-au aciuit pe acolo. Sunt cazuri sociale, pentru că nu odată am amintit aceste povești. Nu ai cum să aplici niciun program, nici măcar cel european, pentru că nu neapărat banii sunt cei care ne împiedică să facem, cât procedurile legale de a investi într-o proprietate. Și aici trecem prin toate. Patrimonial, juridic și... Și în final vor mai trece niște ani până când eu aș vrea să cred că nu, pentru că demersurile la care facem referire în momentul ăsta au început de foarte mult timp și avem străzi în municipiul Brașov pe care putem să le considerăm, să zicem, mult mai avansate. Ați putut constata că în Piața Sfatului au început să-și reabiliteze proprietarii imobilele. Avem ultimul exemplu, nu știu dacă este cel mai bun, dar asta s-a întâmplat. Avem clădirea Cecului, care, așa cum putem vedea... O clădire care, de asemenea, zeci de ani, cred că a sigur stat că da. Avem acoperișul refăcut. Ceea ce este primul pas, a împiedica apele să intre și să deterioreze mai mult decât atât. Evident, primăria municipiului Brașov, clădirile care îi aparțin, ați văzut că am început deja lucrări de reabilitare. Avem strada Postăvarului, care arată foarte bine și din punctul meu de vedere... arată foarte bine, adevărat. Aceste lucruri s-au întâmplat în ultimii 4 ani, 5 ani, dar putem vedea că acolo unde a existat bunăvoință, interes, aceste lucruri au putut fi evitate. Și omul simțește locul. Da, să mergem într-o zonă mai modernă, în zona Gării. Ați vorbit ieri despre o redesenare a acestei zone și în ceea ce privește sistematizarea circulației și în ceea ce privește amenajarea unor stații pentru aceste convenții, mașini destinate transportului extern, care aglomerează foarte mult zona Gării. Ce se va întâmpla exact? Zona Gării, poarta de intrare în municipiu, o zonă foarte importantă, prioritară. În acest sens, așa cum ați putut vedea de-a lungul timpului, am tot încercat și am reușit ca această zonă să o, nu știu, igienizăm. Igienizare, foarte potrivit cuvânt, pentru că la un moment dat era de-a dreptul insalubră. Acum, dar asta se întâmpla acum 8 10 ani. Da, 10 ani, 8 ani, da. Aproximativ, da?
treptat avem elemente constructive noi care în final va trebui să ducă spre o modernizare integrală a zonei. Și a gării, aceste... nu? În final, și gara e cu un statut nu e a primăriei, da? Da. Nu mă ascund după aceste elemente. Ea primăriei, nu e a primăriei, e în Brașov, noastră, o vedem. E o emblemă a Brașovului. Nimeni nu spune, domne, gara e a primarului sau a cui e. Nu, gara e a brașovenilor, pe de o parte, și cei care vin în Brașov pe această poartă, nu pun întrebări. Da, arată bine sau nu arată bine zona? Cineva se îngrijește sau nu se îngrijește de zonă? Și aș vrea să continui de aici, de la acest moment, pe lângă partea asta de igienizare, s-au adus elemente constructive care să îmbunătățească traficul în zonă. Și am putut vedea de-a lungul timpului din ce în ce mai bine. Pe de o parte, cu limitarea tonajului pe zona respectivă, cu direcționarea acestora pe alte artere din Brașov, sub așa formă încât să nu arate o zonă de haos. Dar astăzi ne aflăm în anul 2015, unde întâmpinăm o altă problemă sau avem alte lucruri care necesită o atenție prioritară. Și în acest sens ce am făcut, probabil că m-ați auzit în urmă cu câteva săptămâni, am spus că sensurile giratorii din municipiul Brașov vor fi turbionale, ceea ce accelerează toate sensurile giratorii, cele care au mai mult de două benzi. Da? Pentru acest lucru, astăzi ne aflăm la sensul giratoriu de la gară, unde încercăm să fluidizăm circulația, pe de o parte, prin aplicarea unor noi elemente de marcaj, dar și constructive, care să faciliteze accesul mai ușor prin intersecție. Că sensul giratoriu, la urmă, este o intersecție de altă formă. Dar avem o problemă la gară pe care am întâmpinat-o de-a lungul timpului și respectiv transportul de călători interurban, altul decât cel pe care îl avem noi, respectiv regia autonomă de transport, care face transportul numai în municipiul Brașov, iar aceștia foloseau abuziv stațiile de autobuz ale regiei autonome de transport, care nu erau construite pentru a putea primi și alte mijloace de transport. Și în acest sens se provoca un viciu major, să spun, în această intersecție. Chiar blocaje, nu? Aglomerări, blocaje. Se bloca pe de o parte stația de autobuz și nu mai putea fi folosită de regia autonomă. Se bloca trecerea de pieton, se bloca accesul către magazinul din zonă și după toate acestea se bloca sensul giratoriu. Unii încercau să-i depășească pe alții, cei care erau în față nu puteau să plece, pentru că fiind vorba de transport interurban sau chiar internațional, bagaje, cutii și debarcarea și îmbarcarea este un pic mai greoaie în cazul acestui tip de transport. Concluzia era că zona respectivă era oarecum încurcată. Care soluția? La ce v-ați gândit? Răspunsul nostru putea fi foarte simplu. Nu este stație de alt transport, la revedere, nu staționați acolo. Și totuși o necesitate pe de altă necesitate parte. Pentru că tot brașovenii și brașovenii o folosesc și ca tare era imperativ necesară o soluție. O soluție de oprire, debarcare și plecare. Și în acest sens există un proiect, un plan urbanistic zonal în care a fost gândit această stație intermediară de îmbarcare, debarcare pentru transportul interurban și internațional. Indiferent de companiile care fac aceste transporturi. Orice companie care face acest transport într-un mod legal, autorizat, avizat, va putea să solicite în cazul de față primăriei municipiului Brașov, pentru că noi suntem administratorii acestei zone, evident, imediat după ce va fi terminată, dar după aia probabil că o va administra regia autonomă de transport. Ideea este că vom rezolva o mare problemă și vom rezolva o situație a circulației în zonă care numai așa poate fi rezolvată. Pentru că altfel, nu mai era cale. Sunt foarte mulți transportatori. Așa cum ați putut constata, în România se circulă mai mult cu autobuzul sau cu mașina decât cu trenul. Și anume, numărul de călători a crescut foarte mult pe tipul ăsta de transport. Transportul acesta de cele mai multe ori se desfășoară în municipiul Brașov sub formă de tranzit. Pentru că acolo unde există rute clare,
se opresc în autogările, linie, da, autogările care sunt clar. Și ele își vor desfășura activitatea. Aici ce vom face noi, o stație de îmbarcare, debarcare intermediară pentru acest tip de... Amenajate special în așa fel încât să nu mai obstrucționeze traficul acolo. Cam în cât timp preconizați să fie lucrările gata? Lucrările deja au început pe toată zona despre la care am făcut parcările referire. Parcările rămân acolo, parcările municipalității? Sigur că da. Deci avem două zone, respectiv trei zone de parcări. Două dintre ele vor rămâne, iar cea de-a treia va fi afectată în proporție de 40%. Nu m-am pregătit cu o planșă să vă arăt exact ce se va întâmpla acolo. Când va fi gata, ne o prezentați. Când va fi gata, veți surpriza, merge și veți vedea și vă veți putea bucura de ea dacă într-adevăr folosiți. Deci se lucrează deja, asta este o veste bună. Ce alte lucrări majore aveți în acest moment? Știu că la podul de la Zizin... Sigur că da, la podul de la Zizin deja a început în urmă cu două săptămâni. În momentul de față se procedează la construirea unui pod provizoriu ca să asigure circulația pe PDJ 103 Târlungeni-Brașov. Podul care, acest pod provizoriu va fi gata în următoarele două săptămâni. Și atunci și se poate închide podul mare. Se poate proceda la începerea lucrărilor de reabilitare a podului, care vor dura probabil 3 luni, 2 luni și ceva. Și iar revenim la vreme, pentru că vremea este cea care pune sub semnul întrebării data finalizării. Sunt elemente constructive care nu pot fi făcute decât la o anumită temperatură. Altfel ar compromite lucrările. Sigur că da. Deci asta este... Totuși, vara aceasta este termenul la care v-ați propus să reparați. Da. Deci vom avea finalizată și această lucrare. Parcările la care v-am spus, în special cel de la fostul spital militar. Când va fi gata această parcare? Să vă spun exact. Sfârșitul, conform contractului, nu? În octombrie ar trebui să fie gata, dar la cum... constatăm că înaintează lucrurile probabil în prima săptămână a lunii septembrie. Deci iată, pot fi și devansate aceste termene. Pentru că acolo sunt lucrări, mare parte lucrările au fost finalizate, se lucrează la interioare, sisteme de ventilație. Și atunci nu mai depindeți atât de mult de condițiile de afară. Atât, dar în schimb ne-au creunat anul trecut. Da, asta este o altă discuție. Anul trecut a rămas în urmă. Vom sistematiza pe de o parte și zona acestei parcări, ca accesele și respectiv ieșirea din această parcare să fie facilă, nu numai în imediată apropiere, ci și în adâncime, ca zona să poată fi utilizată fără a împiedica traficul, care oricum este destul de aglomerat în această zonă. Adevărat, știu că piețele sunt de asemenea în zona dumneavoastră de interes. Aveam o știre de curând cu piața de miercuri, unde nu se urnesc lucrurile. Ce se întâmplă de fapt? Așa cum știți, lucrările de construcție astăzi se fac prin licitații publice, acolo unde participanții pot veni sau nu pot veni. Fiecare decide. Nu-i puteți aduce cu marcanul? Nu am cum să îi oblig. Au fost câteva aspecte, să spunem, la proiectul de construire pe care ni le-am însușit. Încercăm să le îmbunătățim dacă este posibil, dar eu consider că până la urmă se va găsi un constructor care va veni. Dar nu e ciudat să nu apară un constructor? Totuși, pare ciudat. Mă trimiteți într-o zonă în care e foarte greu nu, să... Nu, e doar o suspiciune, un semn de întrebare, o mirare, de fapt. Nu atât două suspiciune, au avut deja, au avut deja loc două proceduri în acest sens și uitați-ne că ne aflăm la sfârșit. La alte lucrări ați avut destui amatori. Niciodată nu au fost foarte mulți încât să pot să spun... Dar nici să apare la știrea că, iată, nici la a doua strigare nu se prezintă nimeni. Dar se va rezolva nu și mai e profitabil situație. Să faci acest lucru în ziua de astăzi sau ce se întâmplă? Mă depășești pe această întrebare. Dar probabil că o să fie cineva, o să se găsească. Probabil că au fost câteva lucruri care nu au fost clare pentru cei care, pentru potențialii constructori, lucruri pe care le vom lămuri și
Am certitudinea că vor veni și vor executa și această lucrare, pentru că pentru Brașov este neapărat nevoie. Este foarte este importantă. Ultima piață care a rămas, să spunem, din anii 80. O mărturie formă... altor vremuri, da. Domnule. Chiar dacă noi am intervenit în zona respectivă și am amenajat, am luminat, am făcut locuri de parcare, acel loc este neplăcut și cu certitudine că va fi rezolvat. Ne-am înscris pentru a dobândi statutul acesta de capitală culturală europeană. Știu că asta ne obligă din foarte multe puncte de vedere. Domnul primar a povestit aici cu mare elan și entuziasm despre aceste planuri. O infrastructură potrivită este absolut indispensabilă pentru ca acest proiect să devină viabil. Despre celelalte, altă dată, că s-a dus emisiunea. Spor la treabă, vă spun. Ce să zic, să stea ploaia, să aveți parte de o vară în care să puteți lucra cât mai mult, să vă împliniți aceste proiecte, pentru că le așteptăm cu toții și știți bine că răbdarea brașovenilor, răbdarea nu e întotdeauna. Probabil când mă veți mai invita, foarte. Vă voi vorbi despre evenimentele majore care se desfășoară în Brașov și din punct de vedere cultural. O să vă vorbesc de evenimente. Trebuie dublată de evenimente. Vă voi vorbi despre evenimentele sportive și competiționale și nu în ultimul rând o să vă spun ce s-a întâmplat cu piața de miercuri. Am înțeles. Deci Brașovul cultural, Brașovul sportiv pe data viitoare plus știri despre piața de miercuri. Mulțumesc mult, domnule Gaț. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mai aștept, doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Mix Actual. City managerul primăriei Brașov, domnul Micloș Ganț, mi-a fost oaspete la Mix TV. La Mix Actual, Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!